La începutul lunii iulie a demarat acțiunea de distribuire a pachetelor cu ajutoare alimentare din cadrul programului operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate, astfel că luni 4 iulie s-au prezentat la sediul RAGCL Reghin primii beneficiari. Există un grafic stabilit de autoritățile publice locale în vederea ridicării produselor pe categorii de beneficiari. Până în prezent au fost solicitate persoanele cu ajutor social și alocația de susținere a familiei, dar și cele în care cadrate în grad de handicap grav și accentuat. Deja au fost împărțite 4.308 cutii unor 2.154 de persoane. Reprezentanții Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Reghin spun însă că există persoane care nu s-au prezentat pentru a-și ridica pachetele. Tocmai de aceea s-a luat decizia ca termenul limită stabilit inițial pentru 5 august să fie prelungit cu încă o săptămână. În aceste zile, la sediul RAGCL sunt așteptate categoriile de pensionari cu pensii de până la 450 de lei pe lună inclusiv, iar conform graficului, între 1 și 5 august, șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit de până la 450 de lei inclusiv și șomerii înregistrați la AJOFM care nu beneficiază de indemnizație de șomaj. Dar sunt așteptate și persoanele din categoriile anterioare care nu s-au prezentat până acum. În municipiul Reghin există aproape 6.500 de beneficiari ai acestui program. Pentru a-și ridica pachetele, ei trebuie să vină cu actul de identitate în original. Distribuirea produselor se va realiza la sediul RAGCL Reghin, strada Apalinei, numărul 93A, după următorul program. Luni, marți, miercuri și joi, de la ora 9 până la ora 15:30 de minute, iar vineri între orele 9 și 13. La nivel național, programul pentru ajutorarea persoanelor defavorizate beneficiază de un fond de peste 518,8 milioane de euro pentru o perioadă de 7 ani, între 2014 și 2020. Contribuția bugetului Uniunii Europene este de 85%, iar cofinanțarea de la bugetul național este de 15%.